Este frumoasă foc, dar sunt unii care scriu că fără machiaj nu ar fi atât de specială. Pentru asta, Cosmina Adam vine să arate cine este ea fără machiaj. Cosmina Adam. Iulica, pe ce principiu ai ales piesa asta? Eu am ales piesa asta. A, tu ai ales-o? Da, și pentru că să se țină lumea bine. A, deci tu ai ales piesa asta. Mă gândeam, ce-a avut, mă, Iulica, în cap când ai ales piesa asta. Deci tu ai ales-o. Da. Ești însărcinată? Nu! Asta e rochie de gravituță de obicei, ca să poți să ascunzi burtica. E, așa port eu stilul ăsta mai larg. Dar mai îți vine foarte bine stilul ăsta, să știi. Da. Am aici tot felul de ustensile pentru de machiaj. Așa. Vrei să stăm acolo la bar? Hai că stăm acolo. Stai să văd unde sunt. Unde? Mă pun aici? Pe locul ăsta? Unde vrei tu, Cosmina? A zis Radu Ciucă. Știi pe Radu? Vai, am crezut că aveți ceva pe aici, o maimuță. Păi, Greta, dar unde se le-a demachiat? Ia uite ce am găsit aici, mă! Cozonacul. Cozonacul! Începe cozonacul de aur! De luni, ia uite-l pe cozonac! Cozonacul de aur, de luni, oameni buni! Numai la Pro TV? Foarte bine! Bă, Vladislav a stricat aparatul ăla de floricele, deci nu știu. Uite-l acolo. Ciucă, ia. Ciucă, pune-mă niște floricele, mă, e păcat. Ia, uite. Vai, mulțumesc. Acum, rămâi aici, Radule, ca să fim foarte corect. Bun. Cu telespectatorii noștri. Așa. Tu ai fost cel care ai vrut și ai propus-o pe Cosmina Adam pentru această rubrică. M-ai prins. A, pe bune? Da. Deci tu chiar asta ai vrut? Da. Să mă vezi cum arăt și naturală. Mă rog. Pentru că el este foarte îndrăgostit de tine. Mai am câteva dorințe de la următoarea invitație. E foarte îndrăgostit de tine și a zis, bă, aș vrea să văd pe Corina, Cosmina. Pe Corina, pe Cosmina și de machiată. El a fost îndrăgostit și de Corina mai demult. Da, 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 da. A zis că vrea să o vadă pe Corina. A zis că vrea să, a zis că vrea să o vadă și pe Cosmina de machiată. Ca... Scuză-mă un pic. Ai găsit ceva? Ai găsit... Bă, ia, dă-l face. E bun. Dobrogea. Numai o secundă, oameni buni. Dobrogea, când ai lipsit tu, am deschis un cozonac. Vino un bamă, e foarte tare asta. Deci, nu știu dacă ți-au zis colegii până Cosmina, deci numai o secundă, stai să te vadă cei de acasă. Da. Deci, oameni buni, priviți-o pe Cosmina, Adamă machiată, priviți-o machiată, da? Stai. Da, perfectă. Și acum va fi marea demachiere în direct. Te rog frumos să te demachezi ca să vadă lumea că ești la fel de frumoasă. Dobrogea! Salut! Vă aplauze pentru colegul nostru! Vreau să te ajut? Ia afișul ăla și ține-l puțin. Ăsta? Da, da, ăla cu tine. Ia-l puțin. Bă, sincer, vineri când m-am uitat la emisiune am crezut că am murit, dar... Cât de ce ți-ai văzut afișul? Da, era așa singur, fără mine. Iată, băi, vineri la emisiune când tu ai lipsit, dar pune afișul mai sus să-l vadă cei de acasă. Da. Așa, deci fii atent. Vineri când ai lipsit, a venit cineva și ne-a adus cozonac. Am rupt cozonacul și în cozonac ai apărut tu. Bă, eu sunt ăla, da. Deci, uite-te. Deci dacă te uiți la imaginea aia și la ce am găsit în cozonac, tu ești. Mă gândesc, Măruță, oi fi nepotul lui Arsenie Boca? Uite, deci tu ești în cozonac, cum ții mâna acolo pe afiș ridicată. Incredibil. Deci, uite, în afiș, stai să vedem și afiș. Deci tu ești. Mamă, trebuie să-mi dai cozonacul ăla neapărat. Să-ți dau cozonacul, atât am avut de zis. Îți mulțumesc. În rest, minunile se întâmplă aici la noi, la emisiune Dobrogea. Așa e. Ciucă, uite, fii atent, mai stai cu mine de vorbă, că Ciucă are puțină treabă, Cosmina de afe. Da, au puțină treabă și mă gândeam să-mi spui ce mai faci. Ai fost în vizită la socrii în weekend, nu? Da, a fost foarte frumos, n-am mai sacrificat niciun animal. Bine, nu sacrific animale, dar de obicei le pierd, le rănesc, le... De exemplu, ultima oară mi s-a întâmplat să dispară o păuniță. Pentru că am scos-o să se joace cu cocoșii și cu găinile. Nu știam că ea și zboară peste gard, da, da. Și s-a întâmplat asta, am făcut o pagubă de 5 milioane. Dar datorită Pro TV am recuperat acești bani și am înapoiat socrilor la timp. Adică nu sunt supărați pe mine. Dar asta s-a întâmplat de mult. Între timp am devenit mai gospodar și mai atent la animale. Perfect, bravo. El este colegul nostru, Andrei Dobrogea, oameni buni. Eu zic să-l căutați pe Facebook. Cum? Pe Wikipedia, da. Pe Wikipedia. A fost bună asta, bă, Dobrogea. Da, erai nevorbit, te simți, erai nevorbit. Da. Tu da, cine Nicolaina, tu ce faci? Dacă tot apare așa ca nepotul Arsenie Boca, să-i spunem
Sfântul Dobroge, dar când să-l canonizăm, că asta nu știu. Lasă-mă, tocmai a fost Sfântul Andrei, ai avut grijă să mă urez la mulți ani, mi-ajunge, da, mulțumesc. Perfect, ei sunt colegii noștri, oameni buni, iar acum vrem să vă arătăm cum va arăta Cosmina Adam nemachiată. Vrei să o vezi, Andrei? Da, vreau să o văd. Da, uite-te cine o demachiază. Am observat. Proba de machiajului în direct. Am observat. Ciucă, dar de vreo 10 minute tot... Nu, că face și masaj la urmă. Am înțeles. Hai, hai, Ciucă, hai, tată. Să s-o vedem pe Cosmina Adam, da, da, demachiată, pentru că apoi mă-ntoar? Mai și cântăm, stai. Mai și... Cătălin, stai! Mai are la ochi, mă, mai de, ori demachiez de tot, ori nu. Păi zi-mi unde să mai dau. Eu o văd din profil și vreau să spun că rezultatul e spectaculos. Deci... E ceva ce nu s-a mai văzut, nu? Perfect. Hai, gata. Haideți să vedem. Să ia. Domnilor și domnilor, Vlăduța Lupău! Asta e farsa pe care da. I-a făcut. Nu, că de când am ajuns aici, mă uitam în stânga-dreapta să văd dacă... Dacă e vreo farsă. Dacă e... Și iată pe Cosmina Adam nemachiată în fața poporului. Mie îmi place dacă are vreo relevanță. Cum? Puțin încearcăm, dar se rezolvă. Ciucă? Da. Pupo. Uite, vezi? Să-l pup și eu, da? Atât? Hai, și celălalt doar. Atât? Nu ne-ați văzut filmele? Din Vlad, din serial? Da, da, astea... Ei se uită, cred că doar la singura casă, Dobrogea. La ferma vedetelor. Păi dacă Ciucă e singura casă... Exact, la ce să se uite. A, bun, Cosmina Adam, a avut curaj. Ai avut persoane care s-au zis vreodată că te machiezi prea mult sau că, de fapt, nu arăți în realitate cum arăți în poze? Nu, nu, mi-au zis persoane că mă dau cu ruj roșu. Prea mult? Prea mult, da. Dar, na, fiind la muzică populară, eu zic că merge puțin roșu, o pentă de culoare. Să fie așa mai vizibil. Da, mai vizibil, mai ales pe scenă e ok. Să știi că arăți foarte bine. Ce face mama și tata? Bine, ei sunt, mă ajută acum pentru că eu sunt cu șantierul. Da. Mi-am luat și o căsuță. Super, bravo! Și sper că până de Crăciun să mă mut. Super. Acum suntem cu toate astea, mutatul și trebuie să vină la București să mă ajute. Păi Ciucă, tu nu ajuți, mă? Ba, păi nu mi-a zis. Nu i-am zis. Surpriză. Nu, surpriză. Da, surpriză. Păi termin da. Cu Anca seara, că am lucrarea. Așa, păi am văzut, da, că trebuie să mergi la Anca și... Să știți că am și eu nevoie la mine, puțin var, retuș, puțin. Se face. Da? Da, noi oricum avem experiență, am fost la Irina Fodor, am făcut camera copilului. Da, am văzut, Bra-țiplă. Am văzut. Da. Oameni buni, este frumoasa Cosmina Adam, o găsiți pe Instagram, chiar așa. Da, îi mulțumim mult că a acceptat provocarea noastră să se demacheze în direct.